Bine v-am regăsit, dragii mei, pe cei din Zodia Taur. Haideți să facem etalarea pentru perioada 1-16 februarie 2022, să vedem ce vă așteaptă în această perioadă ca și evenimente importante. Haideți să vedem prima oară o carte din oracol pentru cei din Zodia Taur. Ce vă așteaptă în perioada 1-16 februarie 2022, Taur? Se pare că voi în această perioadă vreți să descoperiți cât mai multe lucruri. Sunteți foarte interesați de anumite aspecte din trecutul vostru. Vă întoarceți chiar mulți dintre voi în trecut cu gândul, nu neapărat că vă întoarceți la anumite persoane, ok? Să puneți cap la cap anumite lucruri care n-au fost un răspuns pentru voi foarte clar. Ceva a rămas nelămurit acolo, ceva a rămas. Ca să spun așa, pentru alții dintre voi niște răni ale trecutului, pentru alții dintre voi credeam că iubesc persoana aia, dar de fapt era o falsă amintire pentru că lucrurile nu au decurs în trecut cum am vrut eu, ok? A trebuit să mă întorc și să-mi dau seama că de fapt sentimentele nu mai sunt aceleași. Bun, pentru alții dintre voi sunteți foarte interesați să învățați lucruri noi în această perioadă. Dar orice ține de trecut să rămână o amintire, ok? Este aici o chestiune de. Pentru foarte mulți dintre voi simt lucrul ăsta, că a trebuit să vă întoarceți în trecut, să vă întâlniți cu persoana din trecut sau să vă revedeți, să vă reatingeți ca să vă dați seama sau să petreceți un timp împreună, să vă dați seama că de fapt noul vă inspiră. Și nu trecutul, și anume o relație veche, o persoană de care v-ați despărțit, poate ați avut ocazia să vă reîntâlniți, iar voi ați înțeles că pe parcursul acestei relații nu mai aveți sentimente pentru persoana asta. Bun. Și este ca și cum mă întorc în trecut să-mi dau seama de fapt ce s-a întâmplat acolo, am vrut să descoper anumite lucruri. Ok, aici e posibil să vorbesc cu domnii din Zodia Taur. Să văd ce se întâmplă, să descoper anumite lucruri când de fapt eu nu mai aveam sentimente pentru persoana aia sau pe mine nu mă mai interesa aspectul ăla sau pentru alții dintre voi poate fi vorba de un testament al cuiva sau de niște acte pierdute pe care le regăsiți în această perioadă sau niște acte care vin la suprafață și descoperiți ceva legătură cu o persoană care a trecut în neființă și care a lăsat o moștenire sau primiți un telefon de la cineva în legătură cu o moștenire foarte interesantă. Cineva vă ascundea o moștenire, ori cineva vă ascundea ceva ce vi se cuvenea vouă, ce era al vostru. Posibil să fi fost vorba despre un teren lăsat de cineva, o casă, dați întrebări, dați telefoane pentru rezolvarea unor acte. Haideți să vedem Taur. Pentru cei din Taur, cei cu ascendent, descendent, Luna, Marte, Venus, nodul nord, nodul sud, Lilith în Taur, ce vă așteaptă în perioada 1-16 februarie 2022? Exact, aici poate fi o chestiune de stabilitatea voastră. Poate mulți dintre voi aveți doi copii, ok? Este o chestiune de loialitatea pe care am avut-o eu din copilărie vis-a-vis de o persoană pe care am întâlnit-o în copilărie sau în adolescență. Mulți dintre voi vă regăsiți o rudă, vă dați seama că sunteți rudă cu cineva, când de fapt vă credeți că sunteți prieteni, ok? Sau mai mult? Vă dați seama că persoana asta este ruda voastră? Faceți niște investigații pentru mulți dintre voi pe partea spirituală, pentru că nu înțelegeți de ce semănați cu persoana asta atât de mult sau de ce aveți atât de multe lucruri în comun sau de ce simțiți așa o atracție față de persoana asta. E posibil să fiți rude, ok, și să nu știți lucrul ăsta. Să fie sora voastră, să fie pentru domni, ok? Sau sora vitregă, ok? Doar din partea tatălui, ca să spun așa. Mai
Sau fratele vostru? Foarte interesant. Iar pentru alții dintre voi este posibil să vă dați seama că ați trăit într-o altă viață cu această persoană, să vă dați seama de unde veniți și de ce semănați atât de mult cu persoana asta, sau de ce există așa o conexiune puternică. Iar pentru alții dintre voi, loialitatea voastră pe care o aveți față de un bărbat, ok? Sau domnii față de o femeie din trecutul vostru pe care ați cunoscut-o în copilărie, sau dacă aveți copii cu cineva, vă dați seama că, de fapt, persoana asta aici văd balanță, e posibil să fie cineva din Vărsător, posibil cineva din Rac, mai văd pe cineva din Fecioară, Săgetător. Berbec. E posibil să vă dați seama că, de fapt, persoana asta din trecutul vostru, orice simțiți voi, este ca și cum a trebuit să se întâmple o revenire ca să vă dați seama că, de fapt, există un blocaj aici și blocajul nu era din cauza faptului că voi ați dat o șansă, voi ați vrut. Blocajul era doar mental, ok? Am vrut să revăd situația asta, divinitatea ți-a redat situația asta ca tu să înțelegi că de fapt nu mai vroiai, că de fapt nu mai erai acolo. Cine ești tu acum, ești altă persoană. Tu ești pe frecvență cu altcineva și asta vei înțelege tu. Cu o persoană care ți-a fost loială sau o persoană loială, o persoană care ți-a fost alături sau o persoană cu care te-ai tot văzut, dar destul de rar. Sau e posibil pentru unii dintre voi să vă fi văzut doar de 2 ori sau de 3 ori cu această persoană. Dar ideea este că persoana asta e, tu realizezi că persoana asta este sufletul tău geamăn sau sufletul tău pereche. Bun. Stabilitatea ta este puțin în pom aici, datorită faptului că tu trebuie să-ți vindeci niște traume din copilărie. Ok? Trebuie să-ți recapezi încrederea în tine și asta faci. Divinitatea asta e puțin stabilitatea și craca de sub picioare ca tu să înțelegi că trebuie să te descurci de unul singur sau de una singură. Tu trebuie să descoperi de unde provine problema pentru că totul pornește de la tine, vindecarea pornește de la tine. Vreau clarificarea cărților de pe masă pentru cei din Zodia Taur. 1-16 februarie 2022, Taur. Oricineva aici care a trecut în neființă și poate fi vorba de tată, ok? Poate mai avea un copil cu altcineva și tu asta vei afla. Sau persoana asta va trece în neființă, ok? Dar este o persoană bolnavă, poate nu l-ai cunoscut niciodată, poate nici n-ai știut. Persoana asta sau nu ți-a lăsat nimic sau nu ți va lăsa nimic, ok? În urma acestui deces tu vei afla anumite aspecte care au fost ascunse de tine. Aici este cineva care poate fi, în special dacă vorbesc cu domnii sau las cum rezonează. Este o persoană, exact, jurnalul și șoareci, da. Aici cineva descoperă ceva foarte, foarte. Pe cineva o să șocheze ceea ce descoperă aici. E posibil ca mama în situația asta să fie ascuns ceva foarte, foarte bine, ca tu să nu vezi lucrul ăsta. Cineva din comunitatea ta sau din prietenii tăi știu adevărul. Ori tu ai ascuns foarte bine o căsătorie sau cineva a ascuns o căsătorie foarte bine, dar cineva nu este fericit în căsătoria asta sau fericită în căsătoria asta. Cineva vrea să termine relația actuală sau căsnicia ca să... Tu cred că vrei să faci lucrul ăsta ca să fii cu persoana iubită. Aici este la suprafață tăierea unei persoane, unui bărbat care a fost posibil
Posibil ca tu să fii femeie, bărbat, posibil ca tu să fii avut mai multe așteptări. Aici este o femeie foarte interesată de partea financiară, ok? Poate tu ai sperat după o femeie care a fost foarte interesată de partea financiară și posibil tif cu femeia asta, privilege lady, a ales ceva care să o pună pe ea în lumină, ceva să-i favorizeze viața ei. Iar tu tot timpul ăsta ai crezut că persoana asta n-a avut altă soluție decât să aleagă lucrul ăsta. Nu, a făcut-o pentru că a vrut. Iar tu vei înțelege, persoana asta, și dacă termină relația, tot nu va fi cu tine pentru că tu nu ai sentiment, iar tu vei descoperi că persoana asta tot asta caută. Este o traumă pe care tu ai avut-o, peste care tu vei trece. Aici cineva o să realizeze o chestiune, și anume și pentru doamne și pentru domn, că necesită o schimbare. Pe cineva aici, o persoană te tot ține ocupat sau ocupată, o femeie, poate fi o figură, poate fi mama sau tatăl, cineva te tot ține ocupat. Chestiuni inutile. În comunitatea ta există o persoană falsă care poate fi o persoană blondă, ok? Poate fi o persoană blondă cu tenul deschis la culoare. Femeia asta poate fi măritată. Culmea că tu îi cunoști toată familia. Femeia asta este o femeie falsă. Poate fi de aceeași persoană de care vorbesc acum. Ok. Cineva nu o să aibă, un bărbat aici nu o să aibă noroc în ceea ce ține de partea financiară, dacă doar asta a urmărit de la tine. Tu vei face o schimbare spre maturizare. Tot un bărbat face aici o schimbare spre maturizare. Aici un divorț se va întâmpla. Cineva care poate fi persoana asta falsă, blondă, ok, cu tenul mai deschis la culoare, este o persoană de la distanță. Poate fi la distanță de tine. Îi cunoști toată familia. Persoana asta poate să-și dorească un copil, dar are o gândire săracă din câte văd. Poate avea un mariaj cu cineva. Tu vei descoperi ceva de persoana asta. Exact. Mai vreau să văd concluzia aici. Pentru că e zodia Taur. Concluzia. Să știi că lucrurile se luminează pentru tine. Să știi că totul prinde contur. Vei descoperi foarte multe lucruri. Vei descoperi ceea ce îți dorești tu cu adevărat. Ceea ce te face fericit sau fericită pe tine cu adevărat. Vei descoperi că nu-ți mai dorești cunoștințe vechi, vechi din viața ta sau relații foarte vechi. Este o persoană aici, poate fi soarele, leu sau o persoană foarte pozitivă din viața ta. Dar poate fi, poate nu ai mai vorbit cu persoana asta, jurnal, poate tu scrii într-un jurnal sau mintea ta îți faci niște vorbe pe care ai vrea să-i le trimiți ca un mesaj acestei persoane, ca o soluție la o confuzie în legătură cu o dispută care a avut loc între voi. Tu vrei să revizitezi persoana asta, vrei să reiei o relație cu această persoană, în special dacă ești bărbat. Vrei să reiei o relație cu această persoană din zodie de foc. Luna în pești. Să știți că luna în pești este și în seara asta. Se primește o scrisoare sau se trimite o scrisoare, un mesaj în această seară. În această seară, nu mai știu câte zile este luna în pești, cred că în seara asta și mâine seara e posibil, dar se trimite, se aduce lumină, ok? În primul rând s-a adus lumină între două femei în legătură cu o ceartă sau în legătură cu o dispută sau o răscruce de drumuri sau asta va urma să se întâmple. Vreau să vă las asta trei cărți.
Da, este răscruce asta de drumul. Tu, ca bărbat, ok, iar mă refer la domn, să uite și domn, clar. Tu vei înțelege că o persoană din vărsător poate fi o persoană vicleană din viața ta, ok? Vei înțelege că femeia asta nu este o femeie sinceră, că tot ce a însemnat trecut s-a îngropat, exact am văzut și aici, de două ori, și că indiferent de gesturile tale sau de dorința ta vis-a-vis de casa acestei persoane, au fost niște iluzii. Iar aici drumul tău este către persoana asta care poate fi din leu, ok, pe care tu vrei să o revizitezi, și doamne și domnul, ok? În seara de... Da, domn, am zis, mi-a sărit și celălalt bărbat. În seara, cu o dorință de uniune și comunicare în seara când luna este în pești. Ceea ce este și seara asta. Ok. Și mâine seara, da. Puteți să verificați și voi. Vreau să văd vaporul. Buchet. Da, cineva vine cu un cadou. Un bărbat vrea să facă un cadou. Un bărbat vrea să facă un gest. Este vorba despre un gest și o dorință de o reconectare. Domnii din Taur, doriți să vă reconectați cu cineva, să vă reuniți cu o persoană. E posibil ca voi să fi așteptat femeia asta. Ori femeia asta este într-o perioadă de recuperare, de liniște. Și aici avem o chestiune de vine un mesaj. Când femeia asta nu se așteaptă, vine un mesaj, ok? Există iubire de sine pentru femeia asta, care a învățat să se iubească pe ea. Mai vreau o carte pentru această vizită. Cineva și-a pus ordine în gânduri aici. Cineva știe ce are de făcut pe mai departe. Dar se deschide cutia Pandorei. Vin niște mesaje care au stagnat să apară. Cineva se eliberează, cineva își lasă sentimentele să zboare libere. Cineva se exprimă așa cum este. Nu se mai ascunde. Este o femeie foarte slăbuță aici, posibil. O slăbuță, pur și simplu, o femeie înaltă, pe care tu, ca bărbat, o dorești. Cineva înțelege că se tot uita în trecut și că trebuie... Și... Cineva nu și-a dat adevărata față. Aici era vorba de timpul divin. Cineva a trebuit să se dezlipească de trecut ca să înțeleagă că își dorește, de fapt, prezentul. Vreau o carte. Sunteți yin și yang, vă completați unul pe celălalt. Și acum înțeleg de ce simțeați atâta conexiune, pentru mulți dintre voi sunteți suflete gemene. Dar voi, aproape că ați crezut că sunteți rude pentru mulți dintre voi. Dar ați fost într-o altă viață împreună. Bărbatul aici are calități artistice, ok? Înclină spre muzică, spre pictură, spre... am aici, am și aici yin și yang, am și aici yin și yang și am și luna și soarele. Voi vă completați unul pe celălalt, clar. Și am și aici o formă de lună și soare, ok? Foc. Și aici apă. E lumină și întuneric. Vă completați unul pe celălalt. Clar. Divinitatea vă acordă șansa să o luați de la zero, ok? Cu persoana nouă, nu cu persoana veche. De ce? De ce alegeți persoana nouă? Foc. Da, este o persoană de foc, am văzut eu mai devreme. Pentru că aveți foarte multă pasiune pentru persoana asta, pentru că cineva vă tot influența greșit. Vă spunea lucruri despre această persoană. Voi știți că persoana asta este piesa de puzzle care vă completează, practic, puzzle-ul, ok? Cineva aici nu puteați voi să controlați situația și prin spatele scenei, ca să spun așa, divinitatea o controlează. Pentru că înțelegeți că persoana asta a avut traumele trecutului, posibil din partea tatălui și voi la fel. Și pentru că înțelegeți că e o chemare, voi simțiți o chemare către persoana asta. Este o vindecare pentru sufletul vostru, clar. Și mulți dintre voi ați avut un vis, da? Clar. Și aici se sparge globul, cineva scapă de traumele copilăriei. Cineva înțelege, o persoană aici care a avut, ambii dintre voi, aici cineva a avut patima jocurilor de noroc sau
a făcut cele mai, a luat cele mai greșite decizii sau a riscat foarte mult cu viața lui. Cineva care a avut teamă tot timpul să-și trăiască propria viață, dar și-a imaginat-o cum ar vrea să fie. Cuiva a fost teamă să facă mișcarea asta, să divorțeze sau să termine o relație din prezent ca să fie cu persoana pe care o iubește. Mai vreau o carte și încheiem. Exact, s-au dus norii, iese soarele. Se clarifică situația pentru voi. Persoana asta care v-a controlat atât de mult, că e părinte, că e cineva de care v-a făcut să aveți traume, nu vă mai interesează ispitele, v-ați întors cu spatele la ele, opțiunile. Înțelegeți că cineva este pentru voi și nu este în niciun caz acea persoană care v-a făcut atât de mult și rău și suferință în trecut. Bun. Atât am avut pentru cei din Zodia Taur. Eu vă mulțumesc și sper că v-am fost de ajutor. Vă pup și ne vedem la un nou video.